Primăria din São Paulo, cel mai mare oraș din America Latină, anulează carnavalul stradal după ce metropole ca Rio de Janeiro au anulat și ele aceste festivități. Numărul cazurilor de COVID-19 a crescut din nou în ultimele zile în Brazilia, odată cu sărbătorile de sfârșit de an și cu sosirea variantei Omicron a coronavirusului. Carnavalul stradal din São Paulo a fost anulat din cauza situației epidemiologice, a declarat primarul orașului într-o conferință de presă. Carnavalul stradal din São Paulo a fost anulat din cauza situației epidemiologice, a declarat primarul Ricardo Nunes într-o conferință de presă. La fel ca la Rio, care a anunțat anularea carnavalului său stradal marți, autoritățile din São Paulo, o metropolă de 12 milioane de locuitori, au prevăzut totuși menținerea paradei emblematice a școlilor de samba. Scenariul epidemiologic indică că în cidade de São Paulo nós teremos que cancelar o carnaval de rua e existe uma proposta de se fazer um carnaval controlado com passaportes da vacina. Această paradă somptuoasă are loc într-o incintă în care este mai ușor de controlat publicul și eventual de cerut un certificat sanitar sau un test negativ pentru COVID-19, decât pe un stadion de fotbal. Numeroase orașe braziliene sunt cunoscute și pentru carnavalurile lor stradale și ale cortegiilor muzicale care pot atrage mii de petrecăreți. Unele orașe, acestea, încep deja să defileze cu câteva săptămâni înainte de data oficială a carnavalului, care are loc la sfârșitul lui februarie. Înainte de sau Paulo, celelalte orașe braziliene mai cunoscute pentru carnavalurile lor stradale, au anulat deja aceste cortegii. Luni a fost cazul orașului Salvador de Bahia Nord-Est, unde 16,5 milioane de persoane au sărbătorit în stradă un record la ultima ediție a carnavalului în februarie 2020. Miercuri, Olinda, un alt oraș din nord-estul Braziliei, celebru pentru cortegiile sale cu bunecos giganți, și-a anulat carnavalul stradal, la care au participat 3,6 milioane de persoane urmă cu 2 ani. Numărul cazurilor de COVID-19 a crescut din nou ultimele zile în Brazilia, odată cu sărbătorile de sfârșit de an și cu sosirea variantei Omicron a coronavirusului. Ultimul bilanț al Ministerului Sănătății de miercuri seară indica 27.267 de infectări în 24 de ore, cea mai mare cifră din 30 septembrie, scrie Agerpres.